În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. S-a dus la el, la Isus, și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui, care era bolnav. Luca 4, versetul 46 și 47 Iată o experiență prin care trece aproape fiecare părinte. În relația părintelui cu copilul său, camera bolnavului este deseori locul în care părintele poate aduce copilul la Isus. Frumoasa relatare a slujbașului împărătesc din Capernaum ne învață cum trebuie întâmpinată boala, cum trebuie vindecată și folosită de Dumnezeu. Cum trebuie întâmpinată boala? Marele dar al lui Dumnezeu pentru oamenii păcătoși este Isus. În Fiul Său, El împlinește toate nevoile noastre. Singurul lucru măreț pe care îl cere Dumnezeu de la noi este să avem credință predarea plină de încredere de a lăsa pe Isus să fie tot ceea ce Tatăl vrea ca El să fie pentru noi. Credința ne-a fost dată nouă ca părinți pentru a o folosi în numele copiilor noștri până când îi vom face să-L primească într-un mod personal. Credința în Dumnezeu era singurul lucru prin care sfinții din vechime îl mulțumeau pe Dumnezeu și făceau tot ce era plăcut înaintea Lui. În același fel, credința în Fiul Lui este harul suprem prin care părintele creștin îl poate mulțumi pe Dumnezeu și poate obține binecuvântările Lui pentru copiii Săi. Toate îndrumările și lucrările lui Dumnezeu au acest singur obiectiv și scop: să ne facă puternici în credință, dând glorie lui Dumnezeu. Când boala vine peste un copil mic, inimile părinților sunt în agonie la vederea durerii lui sau de teamă să nu-și piardă copilul. Atunci vine întrebarea cu forța ei teribilă: De ce îngăduie Dumnezeu toată această suferință? Singurul scop al lui Dumnezeu cu privire la părinte și copil este să lucreze în ei credința și să o mărească. Prin credință, ei devin capabili să primească revelația gloriei lui Dumnezeu. Prin credință, Dumnezeu poate locui în ei și poate lucra prin ei. Singura dorință lui Dumnezeu este ca ei să creadă de plin în Fiul Lui. Singura noastră dorință ar trebui să fie aceea de a întâmpina boala prin credința în Isus. Aceasta este marea lecție pe care o învățăm din relatarea slujbașului împărătesc: creșterea și mărirea credinței în Hristos. Credința slujbașului începe ca o credință generală în ceea ce a auzit despre mila și puterea lui Hristos. Lucrul acesta îl aduce în contact cu Hristos. Crede în Isus ca vindecător. Devine o credință aparte în promisiunea vindecării pe care a primit-o. Și omul acela a crezut cuvintele pe care îi le spusese Isus. Ioan 4, versetul 50. El crede în Isus ca vindecătorul copilului lui. Apoi, credința în Isus, vindecătorul, este desăvârșită în credința în El ca mântuitor și Domn. A crezut El și toată casa Lui. Versetul 53. Cum trebuie vindecată boala? Aceasta este a doua întrebare pe care o sugerează relatarea noastră. Răspunsul pe care îl dă este foarte simplu. Prin puterea lui Isus. În Matei se vorbește despre lucrarea de vindecare a lui Hristos ca fiind rezultatul natural al lucrării lui de ispășire despre care a vorbit Isaia. Vezi Isaia 53 cu 5 și Matei 8, versetul 17. Când era pe pământ lui Isus îi plăcea să vindece pe cei bolnavi, ca fiind ceva ce inima lui plină de dragoste putea face pentru ei, chiar și când nu le putea mântui sufletele. În cuvântul său a lăsat siguranța faptului că rugăciunea credinței va salva pe cel bolnav, pentru că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Isus se așteaptă ca noi să aplicăm promisiunea unui răspuns la o rugăciune plină de credință și astfel să credem și să primim vindecarea copilului bolnav. Marea lui dorință prin boală este să ne învețe că acea credință simplă, copilărească, aduce siguranța că cererea noastră este ascultată. Noi avem ceea ce cerem. Haideți să cerem viața bolnavului iubit pentru slava lui Dumnezeu în el și în noi ca părinți. Cuvântul lui Isus poate deveni la fel de real pentru noi ca și pentru slujbașul împărătesc. Fiul tău trăiește! Boala poate fi folosită pentru a atrage oameni la Isus. Și când face lucrul acesta, Isus o îndepărtează pentru ca vindecarea să-i lege de el. Vindecarea desăvârșește ceea ce boala începe. Boala l-a adus pe slujbaș la Isus cu nădejde și așteptări. Vindecarea a adus întărirea credinței lui și a casei lui. Unii oameni cred că boala este mai bună decât sănătatea pentru obținerea adevăratei Sfințenii. În viața și lucrarea lui Hristos nu avem nicio evidență a acestei idei. Sănătatea obținută direct de la Isus prin rugăciunea credinței ca dar al dragostei răscumpărătoare este una din cele mai minunate binecuvântări spirituale. Sănătatea dezvăluie lucrarea mâinii lui Isus în trup. Fie ca toți părinții să conștientizeze că sănătatea primită prin credință aduce binecuvântări mult mai mari decât boala sau chiar decât vindecarea. Odată ce înțelegem lucrul acesta, vom avea curaj să ne facem cunoscută dorința de sănătate pentru slava lui Dumnezeu. Această nouă descoperire a puterii și a dragostei lui Isus ne poate face pe noi și casa noastră mai credincioși ca niciodată înainte, plini de credință și de devoțiune față de acela care ne-a binecuvântat. Boala ne cheamă să ne cercetăm inima, viața și căminul pentru a vedea dacă ne-am păstrat copiii în totalitate pentru Dumnezeu și dacă i-am educat ca sfinți pentru Domnul. Face ca inima să devină blândă și mai umilă și ne apropie de Isus. Dumnezeu vrea să ne aducă supuși și tăcuți la credința și nădejdea în, în Isus. Exercițiul nostru de credință îl onorează pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva. A te încrede în Cuvântul și puterea lui Isus și a învăța să-l cunoști pe El ca ajutor al tău, a experimenta puterea Sa vindecătoare ca răspuns la credința ta, iată ce te leagă de Hristos. Învățăm să-l cunoaștem ca fiind cel viu. Căminul nostru devine un loc în care El își poate manifesta puterea regească. Doamne Isuse! Învață-ne în timpul bolii copiilor noștri să învățăm lecția binecuvântată de a veni la tine și a ne încrede în tine. Putem fi siguri că tu vechezi asupra noastră pentru a ne învăța, a ne mângâia, a ne sfinți și a ne vindeca. Învață-ne în mod special că tu ești la fel cum erai atunci când ai fost pe pământ, capabil să poruncești bolii să plece și să îi liberezi de sub puterea morții. Tu încă ești gata să asculți rugăciunea credinței și să vindeci copilul. O, dă-ne această credință, ca să te onorăm și să nu te împiedicăm să demonstrezi cu ce milă auzi strigătul unui părinte. Doamne, după ce ai auzit strigătul și ai dat copilul înapoi credinței părintelui, fă ca părinții, împreună cu întreaga lor casă, să creadă în tine ca niciodată înainte. Fie ca toți să vadă că Isus este acum Domnul. Și stăpânul, prietenul prea iubit al căminului. Așa cum boala ne determină să te căutăm, fie ca vindecarea pe care tu o dai să ne lege de tine și de slujba ta binecuvântată. Amin.